Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum puteți să reglați geamul de termopan. Prima dată trebuie să identificați pe ce parte are balamaua, pe stânga sau pe dreapta. Și pentru reglaj trebuie să scoatem această protecție de la balama. Și dacă vedeți voi aici, are o piuliță cu o gaură sub formă de hexagon. Mi se pare că dimensiunea este de 4. Și pentru a regla termopanul pe înălțime, dacă vreți să-l urcați sau să-l coborâți, trebuie să învârtiți de această piuliță. Deci, cu ajutorul unui imbus, trebuie să învârtiți de această piuliță stânga-dreapta pentru a ridica sau a coborâ geamul. Asta este pe înălțime, sus-jos. Din această piuliță se reglează geamul pe înălțime. Dacă deschideți geamul, o altă reglare a geamului se află undeva aici în partea de jos. La fel, avem o piuliță. Vedeți aici unde am eu degetul? Și tot cu ajutorul unui imbus de 4, învârtiți de ea stânga-dreapta și atunci o să îndepărtați geamul de toc. Adică dacă ori îl îndepărtați, ori îl apropiați mai mult. Deci dacă învârtim de acest șurub, îndepărtăm geamul de toc. Cam astea ar fi reglajele din balamale pentru înălțime și pentru apropia sau îndepărta geamul de toc. Oameni buni, cam același principiu este pentru toate tipurile de termopan, indiferent de firmă. Au aceleași reglaje la balama. Pentru înălțime este undeva aici, sus, și pentru a îndepărta geamul de toc, undeva deschideți geamul și dacă vedeți voi are gaura asta aici și acolo trebuie să învârtim de acea piuliță. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum se reglează un geam termopan. Și ne auzim la următorul tutorial.